Senatorul ALDE de Mehedinți, Ionuț Ibinescu, a subliniat în conferința de presă susținută astăzi la sediul formațiunii faptul că un buget nu poate fi constituțional, referindu-se la președintele României, domnul Klaus Iohannis, care a atacat la Curtea Constituțională legea bugetului de stat pe anul 2019. Am mai spus-o zilele acestea, se vede foarte clar că președintele României, domnul Klaus Iohannis, a intrat în campanie electorală și a intrat în campanie electorală pentru Partidul Național Liberal. De ce spun acest lucru? Săptămâna trecută, domnia sa a considerat că e necesar să atace legea bugetului de stat la Curtea Constituțională. Însă dânsul face o mare confuzie și face această confuzie în detrimentul poporului și în detrimentul țării. Într-adevăr, este dreptul dânsului de a ataca orice lege la Curtea Constituțională. Dar vă spun cu toată răspunderea, răspundere pe care mi-o asum în calitatea pe care o am în ultimii 2 ani de membru al Comisiei de Constituționalitate din Senat, președinte o perioadă, în momentul de față, secretar al Comisiei de Constituționalitate. Nu are cum să fie un buget neconstituțional. Și acest lucru o să-l vedem pe data de 6, atunci când se va pronunța curtea. Nu mă pot antepronunța curții și nu are nimeni dreptul să comenteze o decizie a curții. Dar vreau să vă asigur că este practic imposibil ca legea, ca un buget, să fie neconstituțional. Într-adevăr, ar fi putut ataca procedural, ar fi putut ataca anumite secțiuni. Dânsul a făcut o confuzie pe care și-o va asuma. Sunt foarte curios care va fi poziția dânsului pe data de 6, atunci când curtea va spune că nu se poate pronunța pe legea bugetului, pe conținutul legii bugetului. Armonia în coaliție nu este afectată nici de ordonanța de urgență 114 și, prin urmare, Ionuț Ibinescu asigură că între PSD și ALDE nu există disensiuni, așa cum s-a speculat în presă din zilele trecute. Am văzut chiar în această dimineață anumite trusturi de presă care spuneau că sunt disensiuni în coaliție legate de această ordonanță. Nu este absolut nicio disensiune. Poziția noastră este aceea că ordonanța trebuie dezbătută în Parlament. Președintele Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE, în ultima săptămână a avut întâlniri atât cu reprezentanții companiilor din domeniul energiei, dar și cu reprezentanții băncilor. Nu pe această cale vreau să asigur pe toată lumea că poziția ALDE este una foarte clară și nu vrea sub nicio formă abrogarea acestei ordonanțe. Dar își dorește dezbaterea ei în Parlament și își dorește ca în urma acestor dezbateri anumite segmente, anumite părți din această ordonanță, anumite prevederi să fie îmbunătățite. De ce a fost necesară această ordonanță? Această ordonanță a fost necesară în primul rând pentru a încerca limitarea dobânzilor practicate în piața bancară, în așa fel încât companiile românești să poată avea acces la capital la un preț mai redus, iar pe de altă parte populația să beneficieze de dobânzi mai mici, în așa fel încât ratele lor să scadă. Toată lumea a fost de acord, inclusiv guvernatorul, a recunoscut că prețurile pe piața de capital, ratele dobânzilor, sunt foarte ridicate în comparație cu cele din Uniunea Europeană.